Bună dimineața, dragi prieteni și Hristos a înălțat! Sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să vă spun din nou bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Încheiem o săptămână a rugăciunilor înălțate de clerici și de credincioși în biserici și în mănăstiri de sărbătoarea înălțării Domnului cu trupul la cer la 40 de zile de la învierea sa din morți. Ce s-a întâmplat propriu zis la înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer, nu putem ști, ne spune părintele profesor Dumitru Stăniloae. Hristos a înălțat cu umanitatea sa la suprema îndumnezeire, deasupra spiritualității tuturor faptelor îngerești, ca să fie și ca om la dreapta Tatălui, acum a luat și ca om toată puterea în cer și pe pământ. Și tot în săptămâna aceasta, Biserica l-a sărbătorit pe Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeii și al Simferopolului. Paraclisul Institutului de Endocrinologie Ceiparhon din București și-a sărbătorit ocrutitorul. Pacienți din spital, cadre medicale, dar și credincioși din capitală i-au adus mulțumire Sfântului Tămăduitor și s-au închinat în fața raclei în care se află un fragment din moaștele sale, aduse în anul 2010 de la Mănăstirea Sfânta Treime din Simferopol, Ucraina. Și astăzi v-am pregătit așadar 100 de minute de știri, reportaje și documentare și asta pentru a fi permanent conectați la Universul Credinței. La finalul primei părți, Răzvan Bucuroiu îl va avea invitat la dialogurile dimineții pe Părintele Arhimandrit Nectarie, starețul mănăstirii Psihăstria Putnei. Tema de dezbatere o veți afla ca de fiecare dată la 7:30 de minute. Iar ora 8 vine cu partea a doua și, bineînțeles, după reportajul Universul Credinței, cu bucuria credinței alături de Părintele Constantin Necula. Merită așadar să rămâneți alături de noi. Împărăția lui Dumnezeu nu e un Nescafe, așa, un smoothie. Ea presupune o progresie, o înțelegere, o adaptare a propriei tale ființe la profilul pe care ți-l propune Împărăția lui Dumnezeu. La Hristos nu poți să intri decât în starea de jertfă. Iar după înviere toate se cer după cruce și atunci jertfenicia aceasta care sporește prezența Împărăției lui Dumnezeu în lume este parte integrantă a Împărăției lui Dumnezeu. Gândește-te că biserica în joia mare, în joia înălțării, care e joia mare și ea la rândul său, vine și prăznuiește la oaltă cu poporul român moartea eroilor săi. Ne-am fi dorit să fim la un monument reprezentativ, nu s-a putut, dar nu-i nimic, că ține minte și ne ducem data viitoare. V-am convins așadar să rămâneți conectați la Universul Credinței. Jurnalul religios începe chiar acum. De 6 iunie, în duminica vindecării orbului din naștere, la reședința arhiepiscopală din Galați, a avut loc o activitate social-filantropică dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere. Filiala Galați a Asociației Nevăzătorilor are peste 700 de membri, iar numărul lor în România depășește 40.000. Lumina lăuntrică sau duhovnicească, pe care ne-a împărtășit-o Sfânta Biserică și la botez, prin care îl vedem pe Dumnezeu, și lumina biologică, care împreună cu lumina spirituală ne ajută să-l vedem pe aproapele nostru aproape, cum astăzi ne-au ajutat creștinii din Asociația Nevăzătorilor doar în sensul biologic, dar profund văzători spiritual, atât în cele spirituale, cât și în cele ale vieții de zi cu zi. Mai mulți membri ai Asociației Nevăzătorilor sunt prezenți astăzi în Catedrala Episcopală din Galați, unde au ascultat cuvintele frumoase adresate de Înalt Preasfințitul, cuvinte care n-au făcut decât să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze și să ne ajute să mergem mai departe. Cea de-a șasea ediție a Festivalului Zilelor Artei Sacre a început duminică 6 iunie la Mănăstirea Partoș din județul Timiș. După Sfânta Liturghie, săvârșită de Părintele Arhimandrit Simeon Stana, corul Teofora Dacica Timisensis al Parohiei Ortodoxe Române Dacia Timișoara a deschis festivalul. Ediția din acest an a fost dedicată memoriei Părintelui Varlaam Almăjanu, sau Padre, cum îi spuneau credincioșii.
fostul stareț al mănăstirii și omul care a reînviat spiritul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, aducând un suflu nou între zidurile acestei mănăstiri timp de 12 ani. Am cântat cu toții împreună la acest recital coral, plus vocea părintelui Varlaam, care de acolo de sus din ceruri ne-a binecuvântat pe toți și ne-a spus un cuvânt de mângâiere, aducându-mi aminte totodată și de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Voi acum sunteți triști, dar să nu se tulbure inimile voastre, căci în casa Tatălui meu mai multe locașuri sunt. Și voi merge și vă voi pregăti și vouă un loc și vă voi lua pe voi, pe toți la mine, ca acolo unde sunt eu și voi să fiți. Noi le mulțumim tuturor celor care au contribuit și care contribuie la împlinirea acestui testament pe care, repet, Părintele Varlaam ni l-a lăsat, să îl aducem pe Dumnezeu mai aproape de oameni, să îi înălțăm pe oameni atât că stăm puterile noastre mai aproape de Dumnezeu și împreună să ne bucurăm de ceea ce înseamnă viața frățească aici în biserică. Manifestările dedicate celei de-a 14-a ediție a Zilelor Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului s-au încheiat în această săptămână prin comemorarea eroilor și martirilor bănățeni la crucea monument de la Domașnea în ziua de 10 iunie de praznicul Înălțării Domnului. După slujba parastasului săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului a avut loc un program artistic susținut de tinerii de la școala din localitate și un ceremonial militar pregătit de Garda de Onoare a Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal din Timișoara. La praznicul Înălțării nu putem spune altceva decât Mântuitorul Hristos, cel înviat și înălțat la ceruri, să-i înalțe și pe eroii patriei noastre, ca și ei să se bucure în ceata sfinților, în ceata mucenicilor și martirilor, pentru că și eroii au fost purtători de biruință și mărturisitori ai credinței și păstrători ai valorilor neamului nostru românesc. Să-i asigurăm pe urmașii noștri că au și vor avea o țară liberă, dar și o biserică activă în care se preamărește preasfânt numele Mântuitorului Hristos. Evenimentul a continuat în localitatea Teregova, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru luptătorii bănățeni din rezistența anticomunistă care au fost deportați în Bărăgan în urmă cu 70 de ani. La împlinirea a 85 de ani, Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost sărbătorit prin lansarea volumului Vestire de Praznic, care cuprinde toate pastoralele ierarhului la sfintele și marile sărbători ale nașterii și învierii Domnului de-a lungul celor 37 de ani de păstorire. Evenimentul a avut loc la sala festivă a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad. Aniversarea Înalt Preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la vârsta de 85 de ani, înseamnă pentru noi, slujitorii bisericii și credincioșii pe care îi păstorește, un moment de bucurie, un moment de reflecție la viața și activitatea Înalt Preasfinției sale de până acum, o viață dăruită bisericii, o slujire împlinită cu multe fapte care stau mărturie ca roade ale lucrării Înalt Preasfinției sale pentru Biserica Mântuitorului Hristos și pentru poporul român cel binecredincios din această zonă a țării. Prefața lucrării apărute la editura Arhiepiscopiei este semnată de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cartea ne poartă pe fiecare dintre noi în ciclul dintre nașterea Domnului și învierea Domnului, cu o temă diversificată, din care transpare mărturia Scripturii, mărturia tradiției, dimensiunea poetică a teologiei, dimensiunea imnografică a teologiei și, numai puțin, dimensiunea mistagogică a textelor liturgice, biblice și ale tradiției bisericii noastre. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și Preasfințitul Galaction, Episcopul Alexandrului și Telormanului, în sobor de preoți și diaconi.
Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj care a fost citit de preasfințitul Veniamin. Cu prilejul sfințirii noii biserici din satul Lada, Teleorman, dorim să exprimăm împreună cu preasfințitul părinte Galacteon, episcopul Alexandriei și Teleormanului, aprecierea și prețuirea noastră pentru toată lucrarea care s-a desfășurat aici, cu multă osteneală și iubire jertfelnică. Pe lângă activitatea edilitară de construcție, părintele paroh Florin Danu a reușit în cei 10 ani de când este paroh al acestei comunități să zidească și biserica din sufletele credincioșilor, a bătrânilor, tinerilor și copiilor din această parohie. Astfel, inspirat de Evanghelia iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii, părintele Florin Danu desfășoară un amplu program social filantropic, ajutând cu răbdare și bunătate oamenii aflați în nevoi, în suferință, sărăcie sau singurătate. Părintele paroh Florin Danu a construit în curtea bisericii un așezământ social și o cantină, unde cu ajutorul oamenilor cu suflet mare oferă o masă caldă în fiecare zi pentru 100 de persoane, copii sau bătrâni din Lada și din satele învecinate. Pentru osteneala depusă, părintele Florin Danu a primit Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, iar ctitorii și binefăcătorii au primit diplome de vrednicie. Această parohie foarte mică s-a arătat prin lucrarea desfășurată aici foarte mare în mijlocul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, în mijlocul bisericii noastre ortodoxe române. Pe lângă locașul văzut, a binecuvântat Dumnezeu să se desfășoare aici o lucrare nevăzută a bisericii social-filantropică pentru copiii, dar și pentru persoanele vârstnice, singure și bolnave din această parohie și din parohiile învecinate. Toți cei prezenți s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, aduse de la Mănăstirea Radu Vodă din București, și ale Sfintei Maria Magdalena de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, Teleorman. Moaștele Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip au fost descoperite în 1971 în urma unor ploi torențiale și au fost duse de către vrednicul de pomenire Părinte Gerasim, arhiepiscop al Râmnicului, la Mănăstirea Sfânta Treime, Cocoș. În fiecare an, în ziua de 4 iunie, Sfintele Relicve sunt aduse în procesiune la Bazilica Paleocreștină de la Niculițel spre a fi venerate de pelerinii sosiți din toate colțurile țării. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor arhieresc, din care au făcut parte, alături de vlădica locului, înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și înalt preasfinția sa Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Iată, în acest an se împlinește 50 de ani de când, printr-un miracol dumnezeiesc, o ploaie torențială, au fost descoperite sfintele moaște ale martirilor aici, la Niculițel, moaște care, iată, de o jumătate de veac străjuiesc în lavra duhovnicească a Cocoșului, întemeiată de călugărul transilvanian Visarion Făgărășanu și la care aleargă cu nesați credincioși din toate părțile, cerând ajutor, pace, milă și har de la Dumnezeu. Ne bucurăm de faptul că, iată, astăzi am fost împreună în duc de comuniune ierarhi de la Galați, Tulcea și Constanța, împreună cu preoții și credincioșii, și l-am lăudat pe Dumnezeu, rugându-i smeriți pe Sfinții Mucenici să ne dea și nouă duh de dragoste față de Biserica lui Hristos, de împlinirea Sfintelor Porunci Evanghelice și, în același timp, de iubire față de semenii noștri. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Martiri de la Niculițel, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța acestei descoperiri, unică în întreg spațiul balcanic, și care dovedește forța și vechimea creștinismului pe pământ românesc.
Vă propun acum, dragi prieteni, un gând asupra unui eveniment care ne-a marcat profund în această săptămână. Trecerea la Domnul a maicii Siluana Vlad. Îi spun bun găsit lui Răzvan Bucuroiu. De la maica Siluana mi-au rămas o cruciuliță de argint și două cărți. Cruciulița de argint, prinsă cu patru pieticele ieftine, a fost ancora ei în timpul durerilor cumplite ale bolii, contra cărora nu a luat niciun medicament, niciun calmant. Latura lungă e mai tocită, de a se agăța că nu mai putea răzbi suferința. Acolo simt și eu, pipăind cu degetele, cuțitul durerii în carnea ei, dar și urma rugăciunii care a scos-o la liman. Căci atinsese limanul în viața aceasta, care este Hristos. A iubit și a fost liberă deopotrivă. I-a iubit pe toți și i-a purtat în rugăciune ce povară dumnezeiască de dus pe umerii plăpânze a unei femei. A fost liberă în căutările ei, în sinceritățile pe care ți le punea în față despre condiția umană, despre cădere și ridicare. Cu ea orice dialog era ca un montagne rus, cu suișuri extreme și coborâșuri abrupte, cu viraje amețitoare și opriri la fracțiune de secundă. Dură cu ea, poate prea aspră cu sine, mămoasă cu ceilalți, punându-se îndată pe suferit împreună cu ei. Spunea Părintele Galeriu, a iubi înseamnă a trăi viața celuilalt, iar maica Siluana a dus mai departe gândul acesta în viața de zi cu zi, căci ajunsese o entitate umană care se hrănea cu suferința celuilalt, căruia îi prelua disperarea și printr-un metabolism sufletesc aparte, i-o întorcea în speranță și credință. A plecat pregătindu-și zborul. Cu aripile schimei mari, negre și lungi, vâzlește acum câte lumina neînserată a învierii. În urmă a rămas cruciulița roasă de dureri care nu mă mai sperie, ci mă întărește. O cruciuliță de argint cât lumea de mare. Continuă Universul Credinței cu alte evenimente importante ale săptămânii. Singurul monument de arhitectură din București, în stilul neoclasic italian, zidit de domnitorul Grigorie Dimitrie al IV-lea Ghica, Biserica Teiul Doamnei, cântă prin chiar profilul său un imn de slavă înălțării. Unul dintre cele mai inspirate imne de slavă închinate înălțării Domnului este Biserica Teiul Doamnei Ghica din București, unde am ajuns și noi chiar de sărbătoarea hramului bisericii. Un domn muntean vrednic de laudă, la al cărui mormânt dator ești, smerenia ai depune, mormântul aflându-se chiar în biserica numită mai sus, așadar domnul muntean Grigorie Dimitrie al IV-lea din familia Ghiculeștilor, ridica lăcașul pe malul lacului Tei, cu aproape două secole în urmă, care astăzi pare dintr-o cu totul altă poveste. Meșterul Velț a construit un stil neoclasic italian, fiind singura din București pecetluită de o atare frumusețe. Surprins parcă o îmbrățișare perfectă între compoziția dominată de nișele circulare, de pridvor și de cupolă. Povestea rostită de chiar silueta bisericii este întregită de obiectele de recuzită care trimit la timpul imperfect al istorisirii. Tuiurile calului domnesc, policandrul de metal cu 24 de brațe, 8 candele argintate sunt doar câteva. Cât despre pictură, aceasta a fost făcută de Alberto Giacometti, cel care zugrăvea și palatul ce odinioară fusese paraclis. În jurul bisericii sunt astăzi îngrijit rostuite mormintele membrilor familiei domnitoare. Mântuitorul a făgăduit la înălțare trimiterea Duhului Sfânt. De înălțare, de ziua eroilor, Biserica Teiul Doamnei Ghica închină imne de slavă înălțării la cer a Mântuitorului, dar și domnilor care au slujit cu jertfelnicie aceste pământuri. Hramul principal, Înălțarea Domnului, are legătură cu biserica veche,
ctitorită pe, tot pe acest loc de către marele ban Barbu Văcărescu, bunicul domnitorului Grigore Ghica al IV-lea voievod, cel care a ctitorit această biserică în anul 1830, în anul 1833. Este un loc istoric plin de frumusețe și noi încercăm să punem în evidență acest lucru și să imprimăm și tinerilor, copiilor această dorință aprecierii frumosului și vechiului în general. Joi de sărbătoarea Înălțării Domnului, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română au fost trase în semn de neuitare, prețuire și de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Biserica Ortodoxă a sărbătorit pe 10 iunie Înălțarea Domnului. În altarul de vară al Catedralei Patriarhale, Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Această Evanghelie ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, îi întărește în credință pe ucenici, le arată că toate cele petrecute s-au făcut după un plan al voii lui Dumnezeu și că ei sunt martori a acestor evenimente. Ei au văzut pătimirile lui și moartea lui și acum devin și martori ai învierii lui din morți. Și ca martori ai învierii din morți, ei vor fi trimiși să propovăduiască la toate neamurile Evanghelia Mântuirii. Prin legea 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost proclamată Ziua Eroilor. Pomenirea la praznicul Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos a tuturor acelora care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, a fost consfințită prin deciziile Sfântului Sinod din anii 1999 și 2001. Edificiul care reunește la modul simbolic cele două sărbători este Catedrala Națională, numită și Catedrala Mântuirii Neamului. Lăcașul de cult poartă hramul Înălțarea Domnului, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate la 24 noiembrie 2018, cu o zi înaintea sfințirii altarului, listele cu numele eroilor români știuți din toate timpurile. Această sărbătoare a eroilor a fost suspendată, oprită în timpul regimului comunist, dar după aceea s-a revenit la pomenirea eroilor neamului în ziua Înălțării Domnului. Iar Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, pe care o vedem aici în apropiere, are ca hram principal Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Iar al doilea hram este Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României. Deci Ziua Eroilor este prăznuită în ziua Înălțării Domnului și pentru a ne arăta că Hristos s-a înălțat într-o slavă după ce a trecut prin cruce și înviere, după ce a trecut prin jertfă. Aceasta explică și faptul că stema României, vulturul auriu, care înseamnă popor botezat de la nașterea sa în istorie, poartă crucea în plisc, poartă crucea și se înalță pe verticală. Sâmbătă 5 iunie a fost lansată traducerea românească a cărții Să nu trăim în minciună, în prezența autorului american convertit la ortodoxie, Rod Dreher. Conferința prilejuită de lansarea volumului a avut loc în curtea Bisericii Precupeții Noi din București.
Gazdă a fost părintele Gheorghe Holbea, conferențiar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală, iar moderator a fost jurnalistul Cătălin Sturza. Să nu trăim în minciună este una dintre cele mai vândute cărți astăzi în Statele Unite și este practic o carte avertisment, care, după cum însuși autorul o declară, vorbește despre noul totalitarism care cuprinde încet, încet societățile democratice. În continuare, vă oferim câteva gânduri ale autorului în exclusivitate pentru Televiziunea Română. 5 or 6 years ago in the United States, I began to hear from people who had come to America from communist countries that the things they were seeing happen in America now reminded them of what they left behind. It sounded crazy at first, but the more I talked to them, the more I realized that they were in fact seeing things that the rest of us could not see. Well, what were they seeing? They're seeing people losing their jobs, losing their careers, being driven out of society for having the wrong political ideas or the wrong cultural ideas. We are seeing now the advent in our country of what, and across the West, of what I call soft totalitarianism. It is like totalitarianism from the communist era, but it doesn't have gulags and it doesn't have secret police. But the effect is the same. There's only one ideology. It is anti-Christian, and it is going to take away all our freedom if we let it. I've written this book, Live Not by Lies, to draw attention to what's actually happening and to talk about what forms this totalitarianism is taking, why the people who are from the communist world are right in what they're seeing. And also, I traveled to the former communist countries of the Eastern Bloc to find out from Christians who dissented under communism what we need to do today to resist this. There are practical things we can do. We need solidarity. We need to return in a deep way to our Christian faith. And we need to be prepared to suffer. There are so many testimonies in Romania, Hungary, Poland, Russia, of Christians who suffered terribly under communism, but who triumphed through the cross. We need these stories today, because if you look across the West, there are so many conditions that are allowing for the coming of totalitarianism, the atomization of people, the falling away from faith, the rise of the powerful corporations who are going to implement, I'm sure, a Chinese-style social credit system to suppress Christians and any other dissident who dares to stand against this new globalist religion. So here in Romania, I'm so proud to be here to present my book, and thank you for translating this book to make it known to the Romanian people, because what you have given to us, you in the West, you in the East, you in Romania, is a powerful gift. You have so much spiritual richness here, and you have the gift of your experience. You can help us in the West to know what we have to do to resist this. And I hope in some way through my book, I'm reflecting back to you what you already know, that you, I don't want you to fall victim to the same thing we're falling victim to in the West. We are destroying our society with this gender ideology, with this neo-racist ideology that is turning people against each other on the basis of race and turning over control of our own lives to the state and to corporations who want us to live by these totalitarian lies. So Romania, Romanian people, be proud of what you have. Turn back to your history. Turn to the Orthodox faith. Here is truth. Here is life. It was so under communism, and it is so under this new form of totalitarianism, which is no less destructive to the soul than what you endured in the past. Thank you, Romania, for all you've given to me and to Christians in the West. And we have to stand with each other to resist this new totalitarianism and to be victorious in Christ. Iar acum vă invit să-l urmăriți pe jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu, care ne va conduce în Constantinopolul primului mileniu creștin. Urmează rubrica Sărbătorile Săptămânii. Bună dimineața! M-am gândit ca pentru săptămâna care începe astăzi să mă opresc la Sfântul Ierarh Metodie Mărturisitorul, pe care îl pomenim mâine pe 14 iunie.
Sfântul Metodie s-a născut în Sicilia, spre sfârșitul secolului VIII, într-o familie înstărită și a fost trimis de părinți să studieze la Constantinopol. La scurtă vreme a intrat în viața monahală, a fost chirotonit ieromonah și a ajuns stareț. În vremurile acelea, însă, biserica era lovită de cel de-al doilea val al ereziei iconoclaste, promovate de rău credinciosul împărat Leon Armeanul, iar sfintele moaște și icoanele erau din nou interzise și distruse. Patriarhul Nichifor al Constantinopolului l-a trimis pe Sfântul Metodie la Roma pentru a-l informa pe Papa Pascal despre cele ce se întâmplau în Bizanț. Sfântul a zăbovit mai mult la Roma și când s-a întors, împărat era Mihail al doilea Traulos, tot un iconoclast care nu numai cu legături și temnițe, ci și cu bătăi a chinuit pe Sfântul Metodie pentru convingerile sale ortodoxe despre cinstirea sfintelor icoane. Următorul împărat, Teofil, și el iconoclast convins, a mers mai departe cu persecutarea Sfântului Metodie și l-a închis într-o insulă, într-o peșteră adâncă, unde Sfântul a petrecut fără a vedea lumina zilei până la moartea împăratului. Abia când Sfânta Teodora a devenit împărăteasă, lupta împotriva sfintelor icoane a încetat, iar patriarh al Constantinopolului a fost așezat chiar Sfântul Metodie. În anul 843, în prima duminică din postul Sfintelor Paști, pentru a serba triumful ortodoxiei, Sfântul Metodie a condus o procesiune triumfală prin Constantinopol. Iar această procesiune o ținem și noi de atunci la biserici și mănăstiri în fiecare an, tot în prima duminică din postul mare, numită Duminica Ortodoxiei. Tot în această duminică ar trebui să se citească, dar în ultimii ani nu se mai citește, Sinodiconul Ortodoxiei, un text de excepțională valoare, în primul rând didactică, întocmit de Sfântul Metodie pentru a vădi vechile erezii care au tulburat biserica de-a lungul veacurilor și implicit pentru a-i feri pe creștini de acestea. De ce nu se mai citește? Probabil că asta o să ne întrebe și Mântuitorul la dreapta judecată. Doamne ajută! Iar acum vă invit să vedeți ce reportaj v-au pregătit colegii mei Cristina Andrei și Daniel Vistorovski în partea a doua, imediat după ora 8. Am încercat să nu fim un muzeu închistat. Noi oferim spații și încurajăm dezvoltarea altei religioase contemporane, pentru că arta în general este vie. Icoana trebuie să aibă, cu siguranță, într-o lume ortodoxă, o istorie contemporană și un viitor. Muzeicon a fost încă de la început un proiect sensibil. Când restaurez o icoană, mă raportez la icoană, nu la mine. Am făcut încă de la început o prioritate din a cultiva abilitățile artistice ale copiilor. Un copil educat în sfera creativității, a imaginației, a îndemânării, va fi un adult care va aprecia arta la maturitate. La cartea din duminica de astăzi, atenția noastră s-a îndreptat spre o serie de cărți manual, atipice pentru noi. Sunt cărți publicate de istoricul de artă creștin, Adriana Scripcariu. Să urmărim! Am învățișat săptămâna trecută povestea Adrianei și a lui Virgil Scripcariu, doi artiști care părăseau în urmă cu 20 de ani Bucureștiul și se stabileau la Piscu. Aici au ridicat un muzeu și o școală. Astăzi vreau să vă învățișez două volume semnate de Adriana Scripcariu. Nu este deloc o treabă ușoară să descoperi copiilor patrimoniul cultural românesc. Într-o abordare neconvențională și cu adevărat atractivă, autoarea se adresează copiilor, elevilor de gimnaziu, dar și profesorilor care le pot folosi ca materiale auxiliare. Cum să atragi copiii spre lucruri frumoase? Arătându-le lucruri frumoase. Domnița Ruxanda, prințul Ștefan, Petruț și alte personaje din istoria și cultura noastră devin prietene ori îndrumători pentru mici cititori. Ca istoric de artă pasionat de tradiția noastră culturală, autoarea cărții se mișcă lejer printre noțiunile de patrimoniu. Meșteșugul ceramicii, doina, arta călușului, colindul,
arta bisericilor din lemn din nordul Moldovei, cetățile dacice sunt doar câteva dintre temele volumului Hai să cunoaștem patrimoniul UNESCO. Să citim sau măcar să răsfoim cărțile semnate de Adriana Scripcariu, dedicate patrimoniului cultural românesc. Îngăduitor, spunea Seneca, fiindcă toți suntem supuși greșelii. Iată o temă abordată în continuare în rubrica 3 minute din ora de religie. Foarte des ni se întâmplă să greșim, iar greșelile noastre să afecteze pe cei din jur. Suferința pe care le-o provocăm lor are un impact negativ și asupra noastră. Trăim un sentiment de vinovăție care ne răscolește sufletul și ne fură zâmbetul. Tristețea pe care o resimțim nu poate fi îndepărtată decât dacă cel căruia noi am greșit ne iartă. A ierta înseamnă a elibera pe celălalt de sentimentul de vinovăție, de regret, de părere de rău pe care îl simte în urma săvârșirii unei greșeli sau a unui păcat. Pentru noi ca și creștini, iertarea este una din virtuțile fundamentale care ne face să ne asemănăm lui Dumnezeu, cel bun și iertător. În legea veche, conștiința greșelii, a păcatului, a vinovăției și importanța primirii iertării erau exprimate prin rânduirea jertfelor de ispășire, care aduceau eliberarea celui vinovat de păcat prin conștientizarea primirii iertării. În legea nouă, ideea iertării păcatelor este adusă în atenție de Ioan Botezătorul prin botezul pocăinței, care anunță întruparea dumnezeirii cu nesfârșita putere de a ierta toate greșelile, păcatele, căderile și neputințele omenești. Astfel, Fiul lui Dumnezeu întrupat ne învață importanța iubirii față de semenii noștri și a empatiei profunde față de aproapele exprimată prin rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne învață în felul acesta că suntem profund legați între noi și că nimeni nu se poate mântui singur, ci numai în comunitate și comuniune cu ceilalți. Că relația noastră de iubire cu Dumnezeu depinde de relația noastră de iubire cu cei de lângă noi. Tot El ne învață că iertarea este un dar al nostru, pe care îl oferim celorlalți și ca orice dar trebuie făcut cu generozitate și din inimă, nu o dată sau de două ori, ci ori de câte ori suntem puși în această situație, de 7 ori câte 7, și nu doar față de prietenii noștri sau față de cei dragi, ci mai mult, chiar față de cei care ne sunt ostili, ne urăsc sau ne dușmănesc. În acest fel ni se arată originea divină a iertării, precum și faptul că putem deveni sfinți, adică asemenea lui Dumnezeu, atunci când respectăm acest îndemn atât de greu de pus în practică. Puterea de a ierta a fost transmisă de Mântuitorul Sfinților Apostoli, iar aceștia au transmis-o preoților în biserică. Astăzi, iertarea păcatelor se oferă și se primește în biserică, prin Sfintele Taine, Sfântul Maslu, Spovedania și Împărtășania, însoțită de mărturisirea păcatelor. Să ne amintim că iertarea înseamnă iubire. În dialogurile dimineții de astăzi, Părintele Stareț Nectarie de la Sihăstria Putnei ne arată diferențele dintre duhul monahal al liniștii și spiritul dinamic agitat al lumii acesteia. Fiți atenți! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a dialogurilor dimineții. Ne aflăm la Mănăstirea Sihăstria Putnei în prezența Părintelui Stareț Nectarie. Bună dimineața, Părinte Stareț! Bună dimineața și Doamne ajută! Aș vrea să vorbim în acest episod, dacă se poate, despre valoarea monahismului.
despre modul în care oamenii caută și intră până la urmă în mănăstire și devin călugări, practic refuzându-și o mare parte dintre bucurile, dar și grijile vieții. Cum se ajunge la mănăstire, părinte stareț? Ca monah, zic. Ca monah. Ca monah, la mănăstire, în primul rând, se ajunge ca mirean. Pentru că nu poți dintr-o dată să fii la mănăstire și nu te transformi peste noapte din credincios în monah. Eu și marea majoritate a celor care vin la mănăstire spunem că e o chemare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne cheamă pentru că nu noi cu puterea noastră am venit aici în mănăstire, ci Dumnezeu este acel care ne cheamă din lume, ne trage din lume și ne aduce aici la mănăstire pentru a sluji lui Dumnezeu, dar și oamenilor. Părinte Stăres, cum arată această extragere în ghilimele din lume? E un lucru dureros, e un lucru lent, e cu bucurie, e cu tristețe, e cu nostalgie, cu teamă? Pentru mine, cel puțin, a fost foarte minunat, în sensul că atunci când am simțit această chemare a lui Dumnezeu despre care spuneți, vreau să vă mărturisesc că simțeam că nu mai este locul meu în lume. Adică simțeam numai nevoie de a citi din cărțile sfinte, de a mă ruga, de a merge la biserică și cred că acesta este un început al chemării lui Dumnezeu pentru... Un semn. Un semn, da. Un semn al chemării. Ca peștele pe uscat. Da. Așa s-a întâmplat. Iar eu, când am ajuns la mănăstire, ca și alți părinți, duhovnicii care aveam în lume, preoți de mir sau preoți de mănăstire, spuneau, la mănăstire când te duci, trebuie să mergi acolo unde te cheamă Dumnezeu, unde rânduiește Dumnezeu. Și eu, prima dată, când mi s-a spus lucrul acesta de părintele duhovnic din lume, am zis, cum adică unde te cheamă Dumnezeu? Te duci unde vrei tu, la mănăstirea care vrei tu. Și el mi-a zis, nu, tu trebuie să mergi, așa mi-a zis mie, acolo unde te cheamă Dumnezeu. Și zic, cum să fac lucrul ăsta? Și mi-a zis, uite, mergi pe la mai multe mănăstiri și unde o să-ți placă, acolo e să te oprești. Și așa s-a întâmplat. Eu vreau să merg la mănăstirea Sihăstria, la Neamț, pentru că acolo trăia vrednicul de pomenire, părintele Cleopa, și... Care iradia duhovnicie și forță. Sigur că da, și mănăstirea Sihăstria era și este o mănăstire plină de har și de putere duhovnicească. Zic că acolo mă voi duce, dar voia lui Dumnezeu a fost ca să mă opresc la mănăstirea Putna, la Sfânta Mănăstire Putna, și m-am bucurat nespus. Acolo am simțit că este locul meu și acolo am și venit eu. Iar pentru cei care vin în mănăstire, totdeauna le spunem, în primul rând, trebuie să se roage, să înțeleagă că este locul lor aici, în mănăstire, ca ei să slujească mai departe lui Dumnezeu, pentru că slujirea în mănăstire lui Dumnezeu este o slujire cu multe încercări, cu multe greutăți. Categoric. Părinte stareț, monahii sunt, să spun așa, profesioniști ai rugăciunii. Noi, mirenii, mai puțin, mai greu. Cum simte omul că rugăciunea este ascultată? E un semn? Simți cumva? Înțelegi? Cred că Dumnezeu... Atinge scopul. Eu cred că Dumnezeu lucrează în chip minunat atunci când rugăciunea este ascultată. Nu m-am gândit la faptul că, iată, eu când mă rog, Dumnezeu mi-ascultă. Totdeauna am făcut rugăciune și l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze cum știe El. Și de multe ori, cele mai multe ori, spun pentru rugăciunile celor care se roagă pentru mine, pentru rugăciunile părinților, pentru rugăciunile duhovnicului meu, pentru rugăciunile părintelui meu duhovnicesc, care este în al preasfințitul Părinte Calinic, acum aici la noi, la Suceava, pentru rugăciunile și binecuvântarea lor, noi avem nădejde să primim răspuns de la Dumnezeu și binecuvântare de la Dumnezeu. Cred că acesta este lucru esențial în a înțelege că nu neapărat prin rugăciunile tale, ci prin rugăciune celuilalt, Dumnezeu te ascultă. Așadar, spuneți că această comunitate care se roagă, această rugăciune comunitară, are mare forță. Are forță în momentul în care, rugându-se, lasă ca Dumnezeu să lucreze cum știe El. Pentru că, cum spunea
un mare părinte al bisericii, Sfântul Isaac, spune: niciodată nu este celălalt de vină pentru vreo greșeală. Întotdeauna tu ești vinovat. Deci în mănăstire, când lucrurile nu merg bine cu mine, nu este de vină alții, ci totdeauna eu sunt vinovat. Iar când lucrurile merg bine, totdeauna alții sunt de vină, nu de vină, ci mijlocitori al rugăciunilor, astfel încât Dumnezeu binecuvintează lucru bun care se întâmplă. Dacă gândim așa, da, este o gândire smerită. Înțeleg, Părinte Stareț, dar nu se topește cumva fiecare individualitate, fiecare persoană în această masă de obște? În cazul unei mănăstiri? Sigur că da. Cu cât rugăciunile sunt corect făcute de obștea respectivă, cu atât harul lui Dumnezeu este mai simțit și de acest har se bucură nu numai eu, viețuitor aici în mănăstire, ci oamenii care vin. Pentru că menirea mea ca monah este totdeauna să am prezența harului lui Dumnezeu în mine și cu mine. Și harul lui Dumnezeu să-l ajute și pe omul care vine în întâmpinarea mea și în ajutorul meu, dar și în nevoia lui de ajutor de aici din mănăstire. Părinte Stareț, aș vrea acum, pe final, dacă se poate să punem față în față Duhul Isihast, Duhul de liniște al mănăstirii, cu Duhul sau cu Spiritul agitat al lumii. Cum se pot ele împăca? Cum se pot ele calibra? Cum se pot ele echilibra unul pe altul? Noi sfătuim pe oameni și i-aș îndemna pe oameni să-și petreacă 2, 3, 5 zile când pot la mănăstire. Oamenii au nevoie să vină la mănăstire. Au nevoie pentru sufletul lor, pentru mintea lor, pentru liniștea lor, să petreacă 1, 2, 3 la o mănăstire. Să adune un pic, să se reculeagă aici. Merg. Vă spun, duminică, am fost la o sfințire și după amiază, cu părinții am ieșit un pic la o plimbare pe aici, prin drumul mănăstirii. Grozav de mult m-am bucurat. Au oprit 2 mașini, eram 4 călugări, nu eram cu cruce, ba da, eram cruce la gât, dar nu știa că eu sunt stare sau sunt... Au oprit mașinile să iau binecuvântare. Deci oamenii se bucură frumos de harul care generează prezența lucrării pe care noi avem cu Dumnezeu. Părinte Stareț, aceste cuvinte le punem și noi la inimă, anume faptul că mănăstirile sunt adevărate oaze de detoxifiere sufletească și trupească. Mulțumim foarte mult pentru această ediție. Aceasta a fost, dragi prieteni, prima parte a emisiunii Universul Credinței din această duminică. Rămâneți alături de noi mai puțin de 10 minute. Venim cu partea a doua, extrem de interesantă. Fiți cu noi!